Salutare tuturor, aici Răzvan. Astăzi revin în fața voastră cu o nouă recenzie video, dedicată de data aceasta unui producător de hârtie. Este o marcă care este prezentă de ceva timp în shop-ul Penmania, mai ales cu aceste caiete. Este vorba despre brandul Oxford. Brandul Oxford aparține grupului Hamelin, o să zic în română, Hamelin, probabil, un producător de hârtie din Franța. Și eu consider că această hârtie este mult mai bună decât Clairefontaine sau Rodia. Este vorba despre hârtia de 90 de grame, optic paper, așa cum îi spun cei de la producătorul Oxford. Avem două produse principale în acest moment pe shop. Unul este agenda, format A5+, care este acesta, adăugată de curând, iar celălalt este setul de 5 bucăți, caiete Oxford, acest format pe care îl vedeți aici, tot A5+. Ca să vă faceți o idee, pentru că probabil că vă întrebați ce înseamnă acest A5+, care apare și aici pe spatele caietului. Aici avem marca Optic Paper, pe care clar producătorul spune că acest tip de hârtie rezistă foarte bine la stilou cu cerneală și așa este, iar textura este excelentă. Haideți să vedeți diferența. Am aici un notebook format A5, notebook-ul Penmania scos acum ceva vreme, și iată care este diferența între A5 și A5+. Deci A5 Plus, practic, este un pic mai lung, foarte puțin, să vă arăt, așa, și în schimb este mult mai lat față de standardul A5. Bun, haideți să începem în primul rând cu agenda Oxford și apoi vom continua cu caiete, care sunt mult mai simple. Avem un design interesant. Avem aceste coperți din plastic gros, polipropilenă, foarte rezistent, flexibil în același timp, așa cum puteți vedea. Semi-transparente, sunt disponibile numai cu această culoare pe albastru frumos. Legarea agendei este printr-o spirală metalică, solidă, de bună calitate, care își face treaba fără probleme. Deschidem agenda. În primul rând, vom avea acest carton care pe partea aceasta are descrisă una dintre caracteristicile acestei tip de agendă. Este vorba de faptul că vă puteți scana notițele scrise de mână și le puteți transforma în digital cu ajutorul acestei aplicații dedicate. Vi se spune de unde puteți downloada pe telefon. Nu am încercat eu personal, dar există această posibilitate. Și datorită acestei aplicații avem aceste semne grafice în colțurile paginilor, tocmai pentru ca camera aparatului foto sau a telefonului vostru, de fapt, prin intermediul software-ului va prelua numai conținutul din interiorul acestui perimetru. Revenind la acest carton, avem aici un buzunar, deci puteți să puneți alte hârtii dacă aveți nevoie, deci există un buzunar interior în agendă. Apoi avem interiorul agendei, hârtie optic paper, foarte bună calitate, veți vedea în mostra de scris, rezistă foarte bine la stilou cu cerneală, fără probleme. Liniatura este dictando, avem aliniat în partea stângă, avem sus câmpuri pentru dată, oră, nedatată, nu este nici paginată și nu este nici datată. Fiecare pagină al acestei agende are găuri de arhivare, așa cum puteți vedea, și, foarte important, microperforații. Fiecare pagină are microperforații care vă vor permite să rupeți pagina cu ușurință, să o aruncați sau să o arhivați, în funcție de ceea ce doriți să faceți. O altă caracteristică interesantă a acestei agende este faptul că ea este împărțită, practic, în patru secțiuni, patru culori diferite, așa cum puteți vedea, da? 1, 2, 3, 4.
Iar aceste secțiuni colorate diferit, dar care au același tip de liniatură, haideți să vă arăt, aceasta este a doua culoare, a treia culoare, da? Deci nu este nicio diferență, în afară de chenar, de margine, altă diferență nu este între ele, este același tip de organizare, același tip de hârtie. Iar toate aceste patru secțiuni colorate diferit sunt separate prin intermediul acestor separatoare din plastic negru flexibil, care se poate scoate fără probleme și îl puteți muta dacă doriți acest lucru, astfel încât să vă puteți organiza cât mai bine notițele, agenda și așa mai departe. Avem ca și număr de foi, sunt 30 de foi de fiecare culoare, sunt 4 culori, deci avem în total 120 de foi de hârtie de foarte bună calitate, deci 240 de pagini disponibile. Aici avem dimensiunile 14,8 cu 21 de centimetri, faptul că are 120 de foi, atenție, nu de pagini, deci 240 de pagini, aliniatură dictando, coperta din propilenă și faptul că este făcută în Spania. Îmi place foarte mult acest format și sper să vă placă și vouă. Aceasta este agenda. Revenim la caiete. Caietele sunt mult mai simple, bineînțeles. Recomandate, eu le folosesc pentru moste de scris, pentru notițe. Setul de 5 bucăți, agenda este 35 de lei pentru că am uitat să menționez, iar caietele, setul de 5 caiete este 95 de lei. În general, acestea sunt culorile care sunt, care vin în set. Nu pot să le amestec sau să vi le, să vin într-o țiplă, de, sunt ambalate frumos, vi le trimit așa, de fiecare dată sunt aceleași culori, deci nu... Nu e cazul să selectăm alte culori. Acestea sunt disponibile. Avem 80 de file. O să-l las pe cel roșu. Coperta exterioară. Avem un carton. Nu este polipropilene, dar este un carton gros. Și el flexibil. Cu aspectul lucios. Așa cum puteți vedea. Se reflectă lumina. Denumirea este College, College Block. Sau Block College. 80 de foi, da? Deci 160 de pagini. Din nou, doar liniatură dictando. În general, deci producătorul oferă și matematică. Importatorul din România nu aduce matematică, deci avem doar dictando. Aceeași caracteristică de a folosi această aplicație de Android sau de iOS pentru a scana notițele scrise de mână și a le digitaliza. Aceleași semne în colțul paginii. Colțurile sunt, după cum vedeți, rotunjite, nu sunt drepte. Alinierea este la stânga. Avem alt tip de arhivare față de agendă. Deci la agendă aveam doar două găuri în zona centrală. Haideți să vă arăt încă o dată. Punem aici, da? Aici și aici. În timp ce la caiete avem multiple găuri pentru arhivare și de asemenea, la fel ca și în cazul agendei, avem aici această zonă, putem să o folosim și să rupem ușor pentru că avem microperforații pe fiecare pagină. Din nou, hârtia este excelentă, prinderea este printr-o spirală metalică de foarte bună calitate, rezistă fără probleme, pot să vă zic, deja cred că se fac 2 ani de când, sau un an sigur este, da, aproape 2 ani de când vând aceste caiete. Aproape un an, de fapt, nu doi, că le-am lansat anul trecut și sunt foarte mulțumit. Din nou, hârtia este net superioară față de Clairefontaine, caietele Clairefontaine care le aveam înainte. De principiu nu voi mai aduce Clairefontaine pentru că cel mai important atu al acestei hârtii nu are acea suprafață cerată de la Clairefontaine, care, după cum poate știți sau poate nu știți, vă spun eu acum, reduce lățimea scrisului. Deci dacă aveți o peniță fină, o duce spre extra fină, o medie, o transformă în fină și mai departe, pentru că așa este făcută. Asta e o dată și doi,
Hârtia Clairefontaine are o caracteristică, pe o parte scrie într-un fel, pe cealaltă parte scrie într-un fel. Se simte diferite și textura este diferită pe foaie. În cazul hârtiei Optic Paper nu avem această diferență, nu avem acea suprafață cerată și hârtia își face treaba foarte bine. Adică penița F este un europeană, F este un F, penița medie este un M și așa mai departe. Bun, aceasta este recenzia dedicată producătorului Oxford. Vi le recomand cu căldură, sunt excelente și ca preț, raport preț-performanță și ca durabilitate în timp. Și ținem legătura pentru mostra descris. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și ținem legătura pentru următoarele recenzii. Să aveți o săptămână excelentă! La revedere!